susține patrimoniul cultural regional printr-un proiect internațional. În perioada aceasta se vor desfășura o serie de evenimente dedicate culturii. Ce fel de evenimente? Aflați imediat! 8 evenimente și 7 ateliere locale vor fi dedicate patrimoniului cultural regional în următoarele săptămâni. Activitățile derulate de Universitatea de Vest se constituie și ca parte a Anului European al Patrimoniului Cultural. Este vorba despre un proiect a cărui misiune principală este aceea de a identifica și de a aduna într-o platformă IT puternică principalele obiective ale patrimoniului cultural imaterial, respectiv material din Banat. Ceea ce se întâmplă însă chiar în acest interval e o anumită serie de activități din cadrul proiectului, aceea a interacțiunii colegilor noștri care lucrează, care sunt cercetători în cadrul proiectului, cu comunitățile locale din Banat. Pe scurt, au fost investigate pe parcursul anului care a trecut numeroase localități din mai multe regiuni, din România, respectiv din Serbia, în scopul alcătuirii acestei platforme și, de asemenea, pentru realizarea mai multor spoturi de prezentare a Banatului, respectiv a unui ghid turistic în 10 dimensiuni al regiunii noastre. Pentru a realiza aceste produse, echipa noastră de proiect a discutat cu oamenii, pentru că noi pornim de la una dintre premisele extrem de importante ale antropologiei locale, dar și ale politicilor culturale locale, anume că patrimoniul nu este doar ceea ce noi credem că este patrimoniu, ci este și ceea ce comunitățile locale, oamenii, investesc cu valoare, ceea ce ele consideră că este patrimoniu. Vreau să subliniez faptul că anul 2018 este anul patrimoniului cultural european, iar universitatea noastră, organizând aceste serii de discuții cu comunitățile, urmează o conferință științifică în acest sens, stabilind consultări cu școli, cu ONG-uri, cu autorități publice, cu organizații economice, este prima instituție din România care organizează în mod coerent, conștient, un set de activități în cadrul acestui an european al patrimoniului. Cât de important este să promovăm patrimoniul cultural prin astfel de activități? E important să conștientizăm că anumite obiecte sunt valoroase și sunt patrimoniale. Aceasta ne leagă de anumite locuri, ne leagă de anumite momente din viața noastră, ne leagă de anumite comunități. Toate aceste discuții despre patrimoniu sunt discuții despre noi înșine, despre ce dorim să fim, despre ce valorificăm în anumite momente. Mă întrebați, iar eu sunt profesoară de antropologie, în consecință, este evident că pentru mine patrimoniul este un element important. Însă, vreau să subliniez faptul că patrimoniul nu este doar ceea ce noi moștenim din trecut, așa cum sensul cuvântului ne-ar face să credem. Patrimoniul înseamnă maniera în care ne raportăm la prezent, este o sursă de dezvoltare, este o resursă de coeziune socială și este o resursă extrem de importantă pentru nivelul de viață.